de a formula un problem de matematică la CMT și la Vierul. Un subiect de simulare. Așa, facem un subiect. Testul 41, de la pagina 138, din Bălăuga. E vorba de? Testul 41, de la pagina 138. 138, din Bălăuga. Bun. Subiectul 1. S1-1. Rezultatul calculului. Radical din 81 împărțit la 9 plus 27. Totul sub radicalul. A, așa, da? Da, da. Egalul? Da. Adi, repede. Păi 9 plus 27, asta ar însemna 36. 6. 2. Scrie la întâmplare un număr natural mai mic decât 21. Deci, la întâmplare, un număr natural mai mic decât 21. Care vreți? 20. Și probabilitatea ca acesta să se dividă cu 3 este egală cu? Da. Asta deci, care mi-a pus noi să dividă cu 3. Deci, notăm evenimentul. Notăm cu A. A egal evenimentul ca numărul acesta. Deci, zice mai mic decât 21? Zice că scrie la întâmplare un număr natural mai mic decât 21. Da, la întâmplare. Notăm cu A evenimentul care presupune ca numărul luat mai mic decât 21, să se divide la 3. Care sunt 6 numere care se divide la 3. Deci, ne interesează probabilitatea lui A. Probabilitatea realizării evenimentului de asta. Cu cine este egal la A probabilitatea unui eveniment? Că nu mă lăsați la puțin, pentru că nu mă lăsați la totoare. Cum mai există în vorba cazurilor? Atunci, ne trebuie. Numărul cazurilor favorabile, deci acele care îmi convin. Deci numărul cazurilor favorabile supra numărul cazurilor posibile. Deci probabilitatea egală cu numărul cazurilor favorabile, favorabile. Numărul cazurilor favorabile pentru producerea evenimentului supra numărul cazurilor posibile. Da? Deci, am mai discutat într-o seară. Dacă nu ne rămâne lucrul ăsta definitiv în minte, din păcate, ce ar fi înțeles, păi, numărul cazurilor, cum ai zis, favorabile, nu, posibile, supra numărul cazurilor totale. Nici n-am auzit vreodată. Și sunt multe cu probabilitatea. Sigur, da. Deci, dacă, prin definiție, probabilitatea de realizare a unui eveniment este egal cu numărul cazurilor favorabile ca să se întâmple fenomenul acela, evenimentul acela, supra numărul cazurilor posibile. Și acum, noi luăm un număr la întâmplare până în 21, mai mic decât 21, da? Da. Ce numere am putea lua mai mic decât 21? 18. 18 ar fi unul favorabil. Sunt 6 numere. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Deci sunt 6 cazuri favorabile. Supra 20 posibil. 6 supra 20. Asta era. Deci era cu 6 favorabile. 6 favorabile. Deci numărul cazuri favorabile sunt 3, 6, 9, 12, 15, 18. Da? A zis, mai mici decât 21. Deci, de la 1 la 90. Până la 20. Și 20 0? Păi, 0, ia să vedem. Este și el un număr? Da. Este un număr, nu? Atunci... Pe 21, 6 supra 21. 6 supra 21. Dar 0, 0 sunt 4 la 3? Bă, da. Păi și 0 la 4. 7 supra 21. Corect, este 7 pe 21. Nu? E bine așa. 7
7, că și 0, 0 sunt 4. Deci 1 pe 3. Deci 7 pe 21, care înseamnă 1 pe 3. Am spus o probabilitate, dar totdeauna este mai mică decât unitatea. Numai elementul singur este cel care are probabilitatea 1. Bun. 3. Mulțimea A e egală cu sursa pe X din Z stelat. Mulțimea A mare, ca de văd la ce X din Z stelat. Cu proprietate. Așa se supra X, aparține lui Z. Aparține lui Z. Este cine? Egală cu mulțimea A cine este? Cine e mulțimea A mare, e tot la ce X cu proprietatea așa. Mai decât tu. Mă, Maria, tu. 1 minus 1, minus 2, 2, minus 3, adică e vorba de toți divizorii lui 6. Corect. 6 și 6. Autorul ăsta, toți X-ii pe care dacă îi locuim, se fac împărțirea exact. Rezultatul se numără în 3. Deci e ca cu plus... Minus 1, plus minus 1, plus minus 2, și plus minus 6. Și plus minus 3, sigur. Corect, ar fi fost descris pe toți. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 6, 1, 2, 3, 6, așa. Dar am câștigat în... mai insist aici. Dacă v-aș da așa, mulțimea A mare, B mare, B mare egal cu toți acei X, e proprietatea că 7x plus 1 supra 3x plus 2 este număr natural. 3 plus 2 este 7x plus 1, 3 plus 2 este 3 plus 2 este coeția valide, da? Deci acum, toată asta să fie natural, mergem după ideea care am spus-o. D divide A, D divide B, D divide combinația mea și merge, da? Cât avem un număr aici, e prea simplu. Când avem un număr, că doar de fapt tot ce facem noi este să ajungem la un număr pe final. Când zice D divide A, D divide. Deci asta e natural, dacă și mai are 3x plus 2, divizor la 7x plus 1. Și 3x plus 2 divide 3x plus 2, combinația lineară, mulțim acolo, reducem pe X și ajungem la un număr. Facul, ăla a fost 3, domnule. Asta a fost. Așa, 3 și 4. Are un grom cu latura de 20 cm. Are un grom. Cu latura de 20 cm și o diagonală de 30 cm este egală cu... Egală cu... Știm că diagonala de egal cu 20 și diagonala de 1, o diagonală cu... Centimetric. Da. 30 și 2. Cu cine este aria egală cu... Cine? A. Diagonala 1, diagonala 2 pe 2. Și aflăm diagonala 2. Cum aflăm de diagonala 2? De dintr-un triunghi. Da. De da. Deci, să-ți facem desene, nu? Iată cum arată, nu? Rombul, să zicem așa. Diagonale cum sunt într-un rombul. Perpendicular. Așa. Deci, am A, B, C, D. Am aici o punctul de intersecție și te rog să mă duci cu națională de vedere. Să mergem. 20 este o latură. Da, și să zicem... Aia mare, zicea B de mine. B de 32, deci 32 părțile la 2, care e... 16. Deci asta e de 16 ani. Și asta, prin câte acolo m-am aflat repede, da? Cât va fi asta? A, 12. A, o, va fi 12, da? 12 pătrat, 16 pătrat, la 400. În final, diagonala A, ce cât va fi? A, ce? 24. Diagonala cealaltă, cât de... 32. Și aia va fi? 24, corect. 32. Pe 2. Da? Care la oameni, care la 2, pe 2. Și capul 324. 384 centimetri pătrați. 5. 5. În figura 1 este repetat un punct. A, B, C, D, A, F, G, 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 F, G,
A, B, C, D. A prim, B prim, C prim, D prim, cu. Măsura unghiului dintre dreptele BC prim și A prim D prim este egală cu măsura unghiului dintre dreptele băiura chițămă prim cu C prim și A prim D prim și A prim D prim. Așa. Deci am spus A, de acolo jos. A, B, C, D. A prim, B prim. Nu, D prim e sus, deasupra la A prim, da. A prim, B prim. C prim, B prim. Deci A, B, C, D, U. Și zice măsura unghiului dintre dreptele B, C prim. B, C prim și A prim, D prim. A prim, D prim. E egal cu U, că BC prim, BC prim e asta și A prim de prim, A prim de prim. De prim, de prim. A prim. De prim. De prim, da, asta. Mm-hmm. Da. Deci între asta și asta. Cum ai găsit? Deoarece B prim, C prim este egal cu A de prim. Deci B prim, C prim este paralelă cu A de prim. Am vorbit de unghiul dintre dreptele A prim, D prim și BC prim. E de parcă am vorbit de unghiul dintre A prim, D prim și A de prim. Sau tot atât de bine B prim, C prim cu BC prim. Da? Și fata și de prim. Fața e pătrat. E clar că măsura unghiului egal cu 45 de grade. 6. Într-o școală s-a efectuat un sondaj privind activitățile preferate de elevi, de elevii școlii în weekend. Iar rezultatele sondajului au fost trecute în tabelul alăturat. Asta, activitatea preferată și numărul de elevi. Și ce număr de elevi deci, care activitatea preferată, trumeții patru. Este un grafic acolo, da. Se citește. Nu? Așa, citim aici. Trumeții patru, schimbări 40, teme 75, lectură 32 și muzică 80. Numărul elevilor care preferă weekend muzica și internetul este egal cu 30 plus sport în arena cu 80 plus 70. Da. Deci nu, n-are rost. Subiectul 2, nu trece. Subiectul 2, nu știu, de profesor, dar ce mi-a spus, hai. Ce am cu cine am ales de subiectul? Ce a putut autorul subiectului? Acolo la 2 cu 0. Sigur că da. Pe acolo era 6 cu 20. Atunci aș fost 6 pe 20, care era la celălalt. Da. Deci, atenție, că numărul caselor favorabil e și 0. Că 0 se parte la 3. Și posibil de la 0 și posibil de la 0 și posibil de la 0 pe 21. Dar s-a mărit. Când am adăugat unul sus și unul jos, s-a mărit valoarea fracției. S-a modificat. Pe 21 nu l-am luat, doar la 0 am luat 10 21. Da, păi inclusiv 0. Când o inclusiv pe 0, înseamnă 21 de numere. Și cam asta, noțiunea de probabilitate. Asta. Foarte importantă. Cazuri favorabile pe cazurile posibile. Ține minte și prin sondaj, cineva ne trezește, spune-mi exact asta. Așa, trecem acum la subiectul... Asta s-a făcut la subiectul al doilea primul, desenat pe foaia de examen numărul 1, care are diagonalele M, N și P, Q. S-a desenat o mai da. Bine, da? Deci, doi. La subiectul 2. 2, 2 arată. Desenat. Ai desenat un rom. Într-un bloc, la 2, într-un bloc sunt 64 de apartamente cu 23 camere. 64 apartamente. 23 camere. 23 camere. Câte apartamente în care fel sunt dacă în total blocul are 176 de camere? 64 apartamente. Cu 2,3 și 3, respectiv. Da, 2 și respectiv 3 camere. Da, în total sunt în bloc 176 de camere. 176 camere. Câte apartamente din fiecare fel sunt? Mario.
face pe asta. Corect. Asta e problema. Mai am încă de clasa 1. Ha. Noi? Hai mai așa, repede. Deci într-un bloc cu mâine, într-un bloc cu 64 de apartamente. 64. Pe 64, 3 de 192, deci nu sunt toate 3 camere. Hai să luăm... Presupunem, așa trebuie, presupunem că ar fi toate 3 camere. Hai să luăm 50 ori 3, de 150. Și 26, da, uite, luăm 50 de camere, de 50 de apartamente cu 3 camere și 26 de apartamente cu 2 camere. Bun. Hai, Maria, presneamă. Da, Maria, presneamă. Hai. Nu am luat cu ei să numărul de... apartamente cu două camere și cred că nu așa. Deci notăm. Notăm cu X numărul apartamentelor cu două camere. Mai este pe foaia de examen aici la subiectul 2 după care trebuie să scrie rezolvările complete. Păi neapărat. Nu mai răspuns. Păi asta spune. Da? Notăm cu X numărul de apartamentelor cu două camere. Notăm cu Y numărul apartamentul cu 3 camere și ce? X plus Y, hai ziceți mai. X plus Y de 64. Deci o primă relație de X plus Y egal cu 64. Și a doua ani? Și tot 2X plus Y egal cu 2X plus Y egal cu 176. Păi, dacă sunt 3 ori 2 camere. Deci, dacă sunt două, deci cum spun, x cu două camere, a, două numărul lor, deci 2x plus 3y, mai dar important asta este, era important să formăm cea de doua relație. Practic am, cum se cheamă asta, citorile, ce tip de probleme? Am format un sistem, da, de două ecuații, două necunoscute, am pus problema într-un sistem. În ecuație. Și acum adresa o clasă. Și rezolvarea nu este o banalitate, da? Prin metoda la reducere, să zic, cu minus 2 pe prima. Și vorbește aia funcțională. Minus 2 și o să fie minus 2x minus 2y egal cu minus 128. Așa, și? Și jos cu 2x plus 3y egal cu 178. Și? E, pardon, y egal cu? E cu 176. Da, mai greu. 48. Da? Deci, iată că am aflat numărul apartamentelor cu 3 camere. Deci, x-ul să fie? Iar x-ul va fi egal cu? Și nu din 128. Deci, 64 scădem pe 48. 64 minus 48 și face 8 minus 14. 6 ori 16. 16 apartamente. Cum aș face la nivelul uman? Cum credeți că am făcut? Nu știu. Gândim așa. Vedeți dacă... Nu stă pe gândul la problema asta. El spune așa, numărul minim de camere, dacă toate apartamentele ar fi fost cu două camere, da, aș fi avut atunci 64 ori 2 și făcea 128 camere. Și el spune, numărul de camere care trebuie date și formulează probleme cu asta, cu varianta. Deci, numărul camerelor trebuie să fie situat între minimul de camere, 128, asta e numărul minim, da? Iar numărul de maxim care trebuie dat, sau 64 ori 3, face 3 ori 4, 12, 192 camere, număr maxim. Și eu îi spun așa, mare a aflat numărul minim de camere, numărul maxim de camere. Și îi spun acum, dă-mi te rog tu un număr de camere care trebuie situat între 128 și 192. Și să fii deștept, să
Fie în mod deștept, îi spune aici. Dar aici e nepoaftă că diferența între camere e una. Orice număr e deștept aici. Însă, ei spun așa, ești constructor. Ai vile... Cu două camere și cu cinci camere, sau cu șapte camere. Vile cu trei camere și cu șapte camere. Și acum, numărul total de vile este atât, 13, să zic. Și tu află câte sunt de trei camere, câte sunt de șapte camere. Și dă tu numărul de camere deștept încât să fie, să-ți facă problemă. Aici este o treabă foarte simplă, pentru că el spune așa. Presupunem că toate ar fi fost numai cu două camere. Dacă toate vile și le selăm așa, bine. Așa. Și dacă la toate pun câte două camere. Să faci mare cu copii, ca să ții așa face și noi. Da. Câte două, vedeți că se pare că pogorâi problema la nivelul lui. Pune câte două camere, zice, bă, dar am consumat numai 128. Neapărere. Și până la 176 face diferența. În 176 minus 128. De 48. De 46, da. 48, da? Da. Așa, 48. Acest 48 de camere, la 3? Nu. Acest 48 înseamnă că e plus, care vin de la cele cu 3 camere. Așa că mai bun, nu? Camera de aici. La 2 faci cu 3, mai bun, camera de aici fac. Și câte camere? 48. Câte apartamente? 48. 48 de apartamente cu 3. Și restul celălalt a rămas 16 cu 2. Să faci și aici. Copilul înțelege la casa și de-a văzut. Da? Deci așa raționăm pentru... Trebuie mult segment sau altul. Pentru moșca asta. Vedeți cât de... Ar fi să fac un segment la examen. Domnul profesor, o depunează? Nici vorba. Nu? Nici vorba. Cum? Raționamentul e făcut corect, nicio treabă. Dar e clasa 5-a. Dar clasa 5-a nu face probleme prin metode. Păi da, cu așa mă la... Așa 5-a spune. Deci dacă se duce pe așa și face raționamentul ăsta, este extraordinar. O pupă. Ia să te văd eu, draga mami. Dar o să faci sistem care învățam cu mașină. Asta fac, discutam cu... Asta e pentru ala. Discutam cu copiii din state și spunea, până la gemină, spunea, zice, eu când văd chestii de-astea, repede, trebuie să formez un sistem, dar cum să-i spun fiică mea care e în clasă, am întâlnit chestia asta. Uite așa. E așa, asta e mare problemă. 3, cu cât la sută? Acum trebuie și eu să fac două lucruri care m-am făcut pentru mare. La fel, să am înțeles ori din locul ăsta. De data șansă... Ori ea. Se apucă era cum ăsta. E ea, ca nu știu. Asta era banală, dar când dă zile de 3 camere și 7 camere, diferența de 4 aceea, la fiecare apartament trebuie să vadă diferența dintre camere, să o împartă în 4. O gândești, da? Sure. Cât la sută se mărește area unui pătrat? Dacă mărim la clasa cu 20% din aceasta. Deci 3. Da, deci 3 se așa. Cu cât la sută se mărește area unui pătrat? La sută. Se mărește area unui pătrat. Dacă mărim la clasa, dacă mărim la clasa, 20% din aceasta. Deci, fostul trece în L plus 20% din L. Atunci, deci fostul L trece în L plus 20% la sfârșit. Da. Aia are, cum facem? Are aici cât este? Are aici L pătrat. Și cât va fi area A1? Ai L plus 20% ori L. 2 pe 10, adică 1 pe 5. Deci 2 pe 10. A, bă, nu. Da? Deci 1 pe 5. Deci a venit L plus L. Pe 5? Pe 5.
Așa. L plus de pe 5. Totul la pătrat. Deci nu al latură, totul la pătrat. Ziar, din ce n-ai înțeles aici? Adică ceva nu s-a fost clar, că tu te uiți și nu vezi unde... Eu de L plus de pe 5? Nu. Și de ce n-ai lăsat pătrat atunci? Ai lăsat L plus de 5, ai lăsat așa. La pătrat, pentru că știm că are un pătrat, e latura asta la pătrat. Fosta latura asta de aici s-a modificat. Asta e numai latura. Da? Și vine, și facem un lătura, deci vine lătura asta. Dar acum am găsit că m-am făcut. Aduce 5 cu 1, 6 și face 6 pe 5. Totul la pătrat. Totul la pătrat. Și cu glasul se mărește? Acum, vedeți? Deci vine L până la A. Ori 6 pe 6 la 36 pe 25. 35. 36 la 25 cu 4. Asta e. Amplificăm cu un 4. Ca să fie pe 100. Și avem 144 pe 100, adică cu 144. Deci e cam mai de 4. 144 se mărește aria pătratului. Păi, dar și ce este un pătrat inițial? Da. Cum nu, aia la 1 e la 2 și la 1 e la 2 e la 2 ori 44 pe 100. 1 și 244? Nu știu, dar ce se pătrează? 144 la 100. 144 la 100? Da. Adică ea a crescut doar cu 20% și s-a mărit aria cu o dată și ceva, nu? Îți pare mult. Deci aia era 100 supra 100. Sigur că așa. Și acum a ajuns 144 supra 100. Asta. Deci cu cât s-a mărit? Cu 4. Asta e. Cu? 44%. Asta e cu ei. Deci el era 100%. Inițial, ai vorbit de la un pătrat. De 100%. Deci ea era el pătrat. Care însemna 100%. După ce ai adăugat 20%, adică de el pe 5 l-ai adăugat. Noua latură este asta. Am văzut ce înseamnă. Iar cu cât s-a modificat, nu poți să spui că e cu 144%. Cu 100%. Atunci scrie neclar cu 100%. Deci, L pătrat reprezintă 100%. Da. Iar L pătrat de 144%? Pe L pătrat ori 144 pe 100 reprezintă X. Reprezintă X-ul, creșterea aceea. Și dă repede aia ori aia supra aia, L-ul de pătrat se duc pe creșterea de 144. Păi, nu-i bine, înseamnă că deci noi am crescut cu 20%. Da. Adică cu o cincime latura. Și atunci, crescând cu o cincime, e diferența dintre 144% pe față de 100%. Deci este 44%. Corect. Corect este. De tot am înțeles. Hai să vedem încă o dată. Uite, spunem așa. Asta a fost pătratul, da? Da. Și l-am modificat pătratul ăsta. Da. Toate dimensiunile cu o cincime. Cu o cincime din latura. Da. Da. Deci am modificat și asta, și asta. Cu o cincime. Okay. Și atunci, problema este cu cât la sută s-a modificat, cu cât la sută se mărește față de ceea ce era înainte. Cu cât se mărește area. Și față de area acestea, se mărește cu bucate astea. Așa asta care s-a mărit, reprezintă din area asta 44%. Nu poți să spui că este 44%. Cu
redactăm asta? Cum? Cum redactăm asta? Păi, zicem așa. L pătrat ori 144%, da, este creșterea finală, nu? Iar creșterea inițială este l pătrat ori 100 pe 100. Și dacă se face diferența... Se face diferența și nu... Păi, dar ca să fac dintre câte este ea... Din toată. Scădem pe cea mică. Din cea mică. Nu, ca să văd creșterea. Deci din toată, din 144, pătrat este același. Dacă zicea de câte ori se mărește, era cu ori. Dacă zice cu cât... Cu cât, cu cât. Cu cât, adică cât în plus. Exact. Și din cel mare se lasă cel mic, dar nu ai deja. Da, din 144. La sută, scădem de 100 la sută, la sută și egal cu 44% la sută. Asta era, nu, răspunsul care e. Era, da, așa zice și tot, dar e normal. Nu puteam să ducem, ca să înțelegem fenomenul ții. Cu cât se mărește? Cu cât? Și după ce obțineți un răspuns, gândiți-l și logică. Păi, poate să fiți de așa că întrebați 144%. Te-ai ști când ești cum să mărească? Numai atât ai făcut mișcarea la latură și un pic la groașă. Încă o dată și ceva. O dată și jumătate. O dată și jumătate. Nu se poate. Imposibil. Deci, clar că 100% era 4. Fie funcțiile ester cu alumnia. E definită pe el. Cu alumnia. 4, da? F de fiindă pe R cu valori F de X egal cu X minus 2 și funcția G mic la fel definită. O altă funcție, G definită tot pe R cu valori în R. Unde G de X egal cu minus X plus 4. Determinați coordonatele punctului de intersecție a graficelor funcțiilor. Determinați ce? Determinați coordonatele punctului de intersecție a graficelor funcțiilor. Se intersectează cu graficul lui G. Da? Și mai ca un punct F din coordonate X0 și Y0. Și se pune programul să vezi coordonatele punctului. Da, și mai avem ceva la punctul. Un pic, să puteți la asta. Cum facem? Deci, Y egal cu X minus 2 și Y cu G egal cu minus X plus 4 și egal la Y de la Y face, adică X minus 2 egal cu minus X plus 4. Și ce înseamnă, Maria, că X... 2 X egal cu 6, X egal cu 3. Și... X-ul lui, X-ul punctului P, nu? Sau X0, mă zic, nu-i? Și Y0 va fi egal cu 1. Ăsta e punctul P, de coordonate 3 și 1. Deci punctul P egal, e de coordonate 3 și 1. Da. Răspuns. Și zice P. Dacă 2a pătrat, dacă 2a pătrat minus 1, egal cu f de 1 plus g de 2, unde a aparține lui z, amic aparține lui z, aflați amic. Amic egal cu ce? Hai. Nu, e de 1, e de 2, cred că așa am spus. Sigur că da. Deci asta înseamnă 2a pătrat magia minus 1 egal cu e de 1 face minus 1 plus b de 2. 2. Și echivalent, poate spune 2a pătrat. 2a pătrat egal cu 2. Minus 1 cu 2. Da, 2a pătrat egal cu 3.
egal cu 1 și minus 1 și 0. Deci A egal cu plus minus 1. Deci A egal cu plus minus 1. 4, 5. 5. 5. Ce spune aici? 5, da. Aflați că numărul radical din 2 ori numărul radical din 2 ori radical mai mare din 2 plus radical din 2 2 plus radical din 2 s-o fie radicalul ori radical în afară, da? Da. Radical din 2 plus radical din 2 plus radical din 2 radical mare, nu, ori radical mare din 2 minus radical din 2 mare plus radical din 2. Exact, așa. Este natural, să zice că numărul, arătați că numărul este natural. Să ajutăm că acesta aparține lui el. Maria, gândești? Aici era așa la numărul. Dar acolo avem formularea A plus B pe lângă A minus B, adică la deci două de la A. Deci radicalul radical, puteți zice un singur radical, este două mulți. A plus B pe lângă A minus B, deci la doua plus B la doua. Deci era mai departe cu radical din 2. 2 ori radical din 2 plus radical din 2 ori. Să mai scriem cu asta? Radical din singur. Desprim parte de 2 plus radical din 2 plus radical din 2. 2 plus radical din 2 plus radical din 2. Închidem. Asta. Și mai schimbăm la 2 minus radical din 2 plus radical din 2. 2 minus radical din 2 plus radical din 2. Și e calculat din 2 radical din 2 plus radical din 2. Deci când l-am observat aici, A plus B, pe lângă A minus B, și face A la 2A, minus B la 2. Știi partea asta, o lăsăm. Vine radicală din 2. Radicală din 2. Radicală din 2. Radicală din 4 minus, deschidem partea 0 puncte, 2 plus 3 puncte. 4, corect. Minus. Deschidem partea 0 puncte, 2 plus 3 puncte. Cel de-a 2 era, dispare radicală, dar nu e paranteza. 2 plus radicală din 2. Ce face? O secundă să mă fac, să am convingere că s-a înțeles. Deci A plus B, ăsta e A1 și ăsta e 0. Deci A plus B când A minus B face A la a doua, 4, minus ăsta, tot cu radicalul la pătrat, dar dispare radicalul. Însă rămâne în paranteză pentru că minusul acela afectează și pe radicale. Deci de aceea am spus așa. Și egal mai departe, Maria continuă. Radical din 2 ori radical din 2 ori radical din 2 ori radical din 2 2 minus 2 minus 2 adică 2 minus radical din 2 da? 2 minus radical și egal mai departe egal cu radical din 2 ori apoi tot așa, A plus B, pe lângă A, un singur radical, radical și face 2. 2 e 4. Plus radical din 2 pe lângă 2 minus 2 radical din 2 la față. Și face radical din 2 pe lângă 2. Radical din 2. Radical din? Din 4 minus 2. 4 minus 2. E 4 radical din 4 pe lângă 2. Doi, doi radical din 2 și face 2, care e număr natural. Ați mai fi putut voi, văzând exercițiul ăsta, să mergeți măcar un pas, să scrieți, să complicați un pic. Deci vedeți câți radicale am 1, 2, 3 și al 4-lea de anumite formă. Acum vă întreb, al 5-lea radical mă puteți duce, mă puteți dirija să vedem cum ar fi partea. Ar fi radical din 2 plus. Deci, hai să dacă am prins exercițiul,
Aș vrea să construim de ideea asta încă o etapă, și anume expresia e egal cu radical din 2. Ori radical din, din cine? Miru mai întâlnă de mine. Păi e egalul ăla din 2. Copiem 2 plus radical din 2. Așa, ori. Ori. Radical din 2 minus radical din 2. Vezi? Primul, o singură radical. Aici sunt 2 radicale. Acum facem 3 radicale. 3 radicale. 2 plus radical din 2 plus radical din 2. Da? Și ori, acum, câți radicale se bagă? 4. 4 radicale. Deci radical din 2 plus radical din 2 plus radical din 2 plus radical din 2. Am 4 radicale. Și ori, 5 radicale. Dacă vrei să-l pune și pe aici ce-l pune, dar hai să încheiem aici. Dacă vrei să-și închei, că spune 1 minus. 2 minus radical din 2 plus radical din 2. 2 minus radical din 2 plus radical din 2 plus radical din 2. Deci observați, ultimul care se încheie e cu 2 minus. Din ce motiv? El se strânge ca o armonie. Ăsta plus ăsta, ăsta minus ăsta, va face la pătrat și face 4 minus 2, este care va face pe ăsta. Și vine 2 minus. Și doar ce duce înapoi, ușor, ușor. Da? Deci asta. Da. Desenul din figură reprezintă schematic o antenă radio. Subiectul 3.1. Deci, spunem așa. Subiectul 3.1. Deci, am o problemă. Zice că desenul din figură reprezintă schematic o antenă radio. Antena este formată dintr-o prismă triunghiulară regulată, nu bătăria, ciclismă. Triunghiulară regulată. ABC, A prim, B prim, C prim. Începem cu desenul, da? Da. O prismă triunghiulară regulată. ABC, A prim, B prim, C prim, prismă triunghiulară regulată. Perfect. Scrie. Da. Am așa. Prin poate să A, B, C, A, B, 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 C, prisma triunghiulară regulată. Triunghiulară regulată. Și o piramidă triunghiulară regulată, V, A, prim, B, 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 C, C, piramidă triunghiulară regulată. Se știe că punctele O și O prim sunt centrele bazelor A, B, C, respectiv A prim, B prim, C prim, ale prismei. Centrele bazelor.